Caz șocant pe un aeroport din China. Zeci de oameni au fost forțați să intre în carantină sub amenințarea mitralierei. Soldații fuseseră trimiși pe aeroport după ce în provincia respectivă fuseseră depistate câteva zeci de cazuri de COVID-19. Gărzi în combinezoane de protecție cu mitraliere și scuturi în mână, așa au fost întâmpinați zeci de pasageri care au ajuns pe aeroportul din Yunnan, din sud-vestul Chinei. Soldații fusese rătimiși la aeroport după ce în provincia în care se afla orașul au fost depistate doar 61 de cazuri de COVID-19, astfel că autoritățile au luat decizia de a băga aeroportul în carantină cu ajutorul soldaților în armați. Îmbolnăviri cu COVID-19 au fost raportate în toată China, însă numărul cazurilor este foarte scăzut. Cu toate astea, Partidul Comunist Chinez menține în continuare așa-numita politică Zero COVID, mai ales că pe 16 octombrie urmează să aibă loc al 20-lea congres al Partidului Comunist Chinez. Cu acea ocazie, președintele Xi Jinping ar urma să fie confirmat pentru a treia oară în rolul de șef al statului, astfel că Beijingul ar fi dat dispoziții la nivelul întregii țări ca răspândirea virusului să fie ținută sub control prin orice mijloace.